Salutare, mă, băieți, și bine v-am regăsit la un nou carvlog. Sunt aici în Atunac, nu sunt o mașină nouă la lui. Este vorba de un Audi Q7 Q7. Să luăm șervețele, micule, stai că mașinița este niște gente engleză. Da? Nu se ține în cont, că eu greu cum ți se pare mașina, că din câte știu eu, abia ți-ai cumpărat-o? Da, o am de 4 luni de zile. Am luat-o pentru că am un membru nou în familie și am zis că e mult mai sigură decât Golful și mai spațioasă. Păi, da, aici sunt de acord cu tine. Golful e așa mai sportiv și asta e o mașină de familie, dar după părerea mea ai putea să-ți iei o mașină tot de familie, dar am un buget mai mic, pentru că bine, nu știu cât de dat după Audi ăsta, dar... Mă, să știi că n-a fost așa mult, pentru că nu e un Audi nou, e din 2011 și are 170.000 de kilometri. Inițial vreau să merg pe alt model, dar l-am găsit pe ăsta, ca fiind mai întreținut, plus care fereastra asta e imensă deasupra. Da, e super, super șmecher, că ai trapa aici, îmi place foarte mult. Și are un consum bun, deși e o mașină de 2 tone și un pic. 2 tone? Asta vreau să te întreb. Cât are mai exact? 2 tone, 200 și ceva, nu știu, nu m-am uitat, dar sigur are peste 2 tone. Eu, bine, n-am căutat, dar am crezut, bă, mașina asta e foarte mare și am crezut că are undeva pe la 2,700 tone, să mor eu dacă nu. Bă, nu cred. Nu cred că niciun SUV de ăsta european gen, adică nu Cadillac, Escalade și nebunii de alea americane. Dar cred că niciun SUV european nu are mai mult de 2,5 tone. Este foarte spațioasă. Îți dai senzația de spațiu nu doar că e mai lată, ci și înălțimea până la plafon. Da, este foarte înaltă, foarte spațioasă și foarte vânoasă, adică se duce. Deci, n-am crezut că, bine, având în vedere că are un motor de 3000 V6, V6 motorină, am crezut, bă, dacă e pe motorină o să tragă. Dar, bă, chiar trage bine. Se duce ceva? Bun, micuțelul ăla, acum o să facem 0-100 din Audi Q7, hai să vedem. Băi, ești nebun? Acum am fost pe Sport? Nu, pe Drive. Pe Drive cu SP On. Prima oară a fost tot, da, mi s-a părut brutal. Mai brutal. Și am ținut-o și din frână, da. Am ținut-o puțin, da, accelerată ca să ai puțin de launch control, nu? Exact, ceea ce am luat. 3, 2, 1 și... Bă, da. nu știu băieți câte secunde a fost, dar o să pun eu un cronometru pe ecran. Da, pentru kilogramele și... Grăsuța. Da, e palena noroș. Dar, uite, pentru mine ți-ai zis, m-am gândit fix la chestia asta, că vreau să fie o mașină mai sigură. E și chestia aia că stai, domne, că fiind Jeep e mai nesigur că te răstori mai ușor. Bă, sperăm să nu ajungem, doamne ferește, să ajungem la răstori. Bă, nu știu, dar putem să facem o probă. Nu e așa important. Da, sigur. Și... că e spațioasă, știi, fiind cu căruciorul de bebeluș, cu scoica, cu toate astea, în cap toate în portbagaj și cumpărăturile. Da. Și câinele. Și câinele? Le arunci pe toate acolo. Da, nu știu, da. Dar e... Da. E ok. Ce-mi place mie la mașina asta foarte mult
sunt scaunele, frate, au formă, zici că sunt scaunele de la tip scoică. Da, da, da. Stai foarte bine în ele și pielea de pe, de pe scaunele. Am mers pe piele pentru că, ai văzut că la golf am jumătate și piele și textil. Dar am mers pe piele pentru că m-am gândit. Copil mic, cu picioarele, mai scuipă ceva. Da. Na. Da, dar vezi tu, aici la piele vara nu e bine absolut deloc, pentru că transpiri. Micule, aer condiționat, tată, unde îți transpiri? Fui mai aici pe copse. Nu mai zic de răcire în scaune și încălzire, chestii care mașina asta nu le are. Dar nu poți să fii, beggars can't be choosers, știi? Adică nu poți să... Mașina asta, cât scai? 245. Păi, motor de 3000, micule. Mai jos de 200 n-are cum să aibă. Bă, mai jos de 200, da. Păi, e bine pentru serul ăsta de mașină, da. E așa, chiar bine. Cât ai mers cu mașina asta în maxim? Băi, cel mai mult, cred că am mers cu 100... Mă, nu, serios, cred că cu 150 că eram în depășire, ceva de genul. N-am apucat să-i dau pe nicăieri mai tare. Mi se pare foarte periculos cu o mașină așa înaltă să mergi cu viteză. Bă, da, asta vreau și eu să zic că dacă ai mașina ta asta înaltă și mergi cu nebunul cu 200, nu, nu cu 300 e. Cu siguranță prinde, dar ai văzut, am mers amândoi cu golful pe circuit, acolo am dat 200 și ceva cu golful, de altă chestie, ești în siguranță și pe circuit, n-ai încep copaci să intri, mașina e mult mai joasă. Da, dar cu asta ce faci dacă pur și simplu ai pierdut controlul într-o îndepășire? Pui mei, că n-ai ce să mai faci, că ai foarte înaltă și o parte din... E înaltă. Din stabilitate, nu mai era... Da, e avantajul că fiind 4, ai văzut? Da. Nu ai aceeași ruliu, aceeași balans ca o mașină, nu știu, normală, cu tracțiune doar pe față sau doar pe spate. Fiind toate cele 4 roți în funcțiune, da, practic, se redresează. Trăgă toate și se redresează. Exact. Nu se balansează, ci, nu știu, așa mi-a dat întotdeauna senzația, la 4 că e ca și cum ar șerpui pe șosea, nu că s-a balansat. Te întreb o chestie, să ai încet vreodată cu pers controlul al nou acestea și ți-a dat vreodată impresia că te răsun cu ea? Nu, niciodată, nu, dar nici n-am condus ca să fiu pus în situația asta. Dar nu, adică ține până la viteze destul de mari în curbe, pe serpentine sau pe chestii de genul ăsta, dacă te referi, e ok, adică nu ți-e frică să mergi pe serpentine mai apăsat. Mă gândeam să fac o schimbare, să renunț la golf. Mă, zici, păi dacă să vezi o golful ăsta, mori dacă l-ai sta, adică nu știu. Te cred, mă, micule, dar gândiți-vă că înainte de golf am mai avut... Știi că ți-am povestit data trecută de pisică de la poliția. S-a dus pe adic camera de sus. Ți-am zis data trecută de E36. Îți dai seama, și la ăla era aceeași chestie. Mamă, nu vând mașina asta, mai ales că n-aia băgase și bani să fac cum era. N-o vând, n-o dau, nu nimic. Dar nu știu cum se duce la mâncația și ce sunt buferele pe el și cât de bine stă, nu știu. Păi da, știu, dar de obicei vinzi o mașină ca să-ți iei ceva mai bun. Și mă gândeam să renunț la golful ăla ca să-mi iau ceva mai bun, mai rapid. Mai rapid și te gândi la ce? Ceva mai electric. Tesla? Băi, cred că da. Dar nu știu, vedem că e puțin complicat cu Tesla, cu comandatul, venit în țară cu toate astea. Dar da, în direcția aia aș merge, adică dacă ar fi să vând golful, aș merge în direcția aia. Pentru că, sincer, golful, că mă întrebai care sunt avantajele lui așa, ca mașină să o ai de zi cu zi. Băi, sunt multe avantaje, pentru că am stat și m-am gândit, poți să împarți chestia asta cu pasionații de mașini? Da. În trei categorii. Pasionații de mașini care au, nu știu, mașini mai vechi sau păra mai stricăcioase, dar abuzându-le tot timpul se strică mai des, n-ai? Da. Așa? Care preferă să stea ei să meșterească la ele, să repare, să se plimbe o singură dată pe an și restul anului să repare, am fost acolo, știu cum e. Categoria de mijloc, în care îți iei o mașină care nu e foarte scumpă sau așa, dar care e puternică sau are tracțiune spate, poți face drifturi cu ea sau toate cele.
Și mai e categoria grea care, nu știu, cumpără mașini de 100.000 de euro și mai bag 100.000 de euro în ele, că why not, știi? Da. Spune-mi avantaje și dezavantaje. Ce-ți place la ea și ce nu-ți place la ea? Da, sunt mă, tare curios. Uite, în 4 luni de zile când am făcut 3200 km și majoritatea în oraș, deci 90% în oraș. Și să încep cu dezavantajele cât mai puține, este foarte mare. Deci nu găsești locuri de parcare, dar e foarte greu să o parchezi. E foarte ușor să o julești pe la curțuri, să dai de-ai julit-o. Așa. Sau să ți-o julească alții că ocup toată șoseaua. Așa, aia e și mai plăcut. Și că nu are, așa, în mod special mașina asta, că nu are ea foarte multe dotări, dar cum ziceam, e, asta am găsit, adică nu am luat-o de nou să-mi iau eu, să-mi pun încălzire în scaune și toate cele. Presupun că iarna o să fie nasol cu interior de piele și fără încălzire în scaune, cu să îngheț. Dar mi-a plăcut că are kilometri reali, că e întreținută, că are plafonul ăsta frumos. Da, e mișto. Și că a fost ok la preț, adică uite, să zic așa, un interval de preț la mașina asta era undeva între 13.000 și 20.000. Adică la 13.000 găseai un obosit, vai, steaua ei, da. Și la 20.000 găseai S-Line, nu știu, cu tot fel de dotări, roți pe 21 și alte nebunii. Așa. La asta am luat undeva pe la mijloc. Adică nu, adică nu are 500 de dotări, dar este foarte bine întreținută. Așa că a fost un compromis. Am zis, păi, ce prefer? O mașină dotată, dar care să nu știu de ea, sau una care mai puțin dotată? Așa trebuie, niciodată să nu fugiți după o mașină. Mamă, ce bine arată, dar să cumpăr. Da. Nu mai e pe verificat. Dacă ești într-o stare foarte bună. Și păi să știam, atât trebuie, da. Să mergă bine mașina, nu să vă arate bine, că degeaba arată bine dacă e prost. Uite, poate ajuta pe cineva informația asta, poate primea cineva să-și cumpără mașina. Cum a decurs procesul de cumpărare? Prima chestie, am căutat. Băi, am căutat, cred că vreo săptămână, în condiția care a fost ceva ca am până pus masă, am zis, băi, să luăm o mașină mai mare, că uite, avem copii și la ăla. Am căutat cam vreo săptămână, mi-am adunat o listă de mașini. Urmă din alea, m-am apucat și eu să sun. Bună ziua, aveți defasare, da. Și așa se mai filtrau cu care rămâi să mergi mai departe să verifici. Da, da, da. Atunci când începea omul cu nu știu, domne, că nu am de mult timp, habar n-am, i-a lucrat, pentru că începea cu chestia astea, deja nu mai era rost să te duci mai departe, că pe tine te interesează puțin și de istoricul. Da. Apoi am rămas cu câteva. Am intrat pe car vertical. Da, tu te-ai dat doar pe modelul ăsta Q7 sau ai vrut? Bă, nu, zic sincer, am vrut X5. Am verificat din 15 X5-uri, 14 aveau km dați înapoi. Mașini frumoase, dar deja se termină acolo traseul, cum vezi că are km. Adică în 2021 zice că are 180.000 și în 2015 avea 230. Păi da, boss, bă, aici trebuia și tu să te gândești puțin că acum a fost Black Friday și puteți să iei mașina la Black Friday pentru că ne se dădea kilometrul ăsta înapoi. Black Friday nu mai era 200.000 de kilometru, era 80.000 pentru că e Black Friday. Exact. Deci am dat peste mașina asta, până la urmă am văzut-o din poze, am vorbit cu proprietarul, zicea că el e primul proprietar în țară. De unde i-a dus mașina, unde i-a făcut servisuri, avea facturi, avea toate cele. Am verificat-o pe car verticală, erau kilometri. Am verificat-o pe Rarom, acolo e gratuit. Și acolo se coincideau kilometri cu ITP-urile. Am mers, am văzut-o, am dus-o și într-un service, am urcat-o pe rampă. Au verificat-o băieții de acolo cu testerul să vadă dacă nu are eroși și toate cele. Și când am văzut că bifează toate căsurile astea, am negociat cu omul la preț, ne-am înțeles, am bătut palma, am plecat cu mașina. Asta cu electricele, că ai zis să copri Tesla, păi, mi-a plăcut mașina aia, dar vezi tu, aia nu e pentru trasa lungă, așa văd eu, pentru că dacă ți se duce bateria, sau poate trebuie să găsiți o stație de încărcare, după mă stai, Osule, hai să zic, mă stai să te încarci. Calmează-te micul, nu e așa, e fel, mașina aia are autonomie declarată de 600 de km, da?
Ok, hai să nu zicem că face 600, că alea, aia 600 sunt făcuți în condiții optime. Bun. Hai să zicem că face 400, da? Deci dăm la o parte cât înseamnă, 30%, da? Păi face 400 de kilometri. Păi bă, micule, dacă eu, uite, eu de asta zic că ține de la un om. Eu stau la curte, deci am priză, eu seara pot să o las la încărcat. Deci nu trebuie să stau lângă ea când se încarcă sau să-mi fac drum neapărat la magazin ca să o încarc la stație sau... O las seara la încărcat, deci plecăm de la premiza că eu în fiecare dimineață plec cu 400 de kilometri autonomie pentru oraș. Da, și... Micule, nu faci 400 de kilometri în oraș, nici dacă te chinui. Ok, uit o seară, uit două seri. Eu fac, să zic, 100 și ceva de kilometri maxim pe zi în oraș. Băi, deci de 2-3 zile am autonomie. Da, știu, dar vreau să te întreb ceva, dacă... Uite, dacă n-ai mai încărcat-o de 20, ai autonomie... Și mă trezesc dimineața că mai puțin, 70. 70 de kilometri, exact. Și te sună cotărițul, păi Gogule, trebuie urgent să vii la mine că s-a întâmplat ceva grav. Așa. Tu cum ajungi la el? Cine mă sună? Cineva. Nu știu. Păi am nevoie de tine urgent aici. Exact, nu sunt eu, care stai în partea cealaltă a planetei, în București, acolo. Și la repede la Constanța că am nevoie de, exact, de tine urgent. Exact. Ce faci în clipa aia? Tu trebuie să... Frate, sunt 70 de kilometri. Dar chiar așa e urgent. Da? Ok. În drum sunt supercharger-uri în București deja. În drum opresc la un supercharger, durează 15 minute să mă încarce la 80%, adică să pot să fac 300 de kilometri. Și cred că urgențe la mai distanță mai mare de 300 de kilometri, iată, dar sună la 112, nu știu ce să zic. Înțelegi? Deci asta pentru oraș. Pentru oraș, dacă poți să știi că seara oraș l-a încărcat, adică să nu te bazezi doar pe încărcătoare din oraș, nu ai nicio scuză. Da. Doi. Uite, vrei asta să n-am mergi? Știu ce... Ce? Asta n-am știu că tine și cât durează să încarci. Eu am crezut că durează undeva aproape 2 ore. Da, dar pe priza de acasă încă n-am învățat cum e cu amperajul, voltajul, toate alea, adică trebuie să învăț chestiile astea. Dar știu că cu priza de acasă, cu puterea de acasă, da, o lași 2-3 ore, ceva genul, ca să ajungă la 100%. Dar la supercharger am înțeles că un sfert de oră, 20 de minute și ți-o duce în 80%. Nu, asta se chiară bine. Așa, pe urmă vine partea a doua, da? Deci am lămurit cu orașul, cu... Oricum ar trebui să zică și lumea în comentarii ce părere au, să dea acolo cu hate-ul ăla maxim care ne place. Da, da, da. Și mai ales ăla care dă un dislike pe... Băi, n-au zis mă ăștia că au scos dislike-urile de pe YouTube? Bă, da, da, mă... Tu-ți dai seama că ăla moare de foame dacă nu-ți mai dă ție dislike-ul pe live? Păi normal, de la fiert de sângele în el. Păi ce faci? Fier drăci acolo să propunteze. Ăla o să-ți dea un like și apoi o să lase în comentarii și zică, băi, bulangiule, vezi că de fapt like-ul ai dislike, da? Deci nu e ce crezi tu. Te urăsc. Serios, așa. Băi, dacă ești hater, dă like și spune jos că ai vrut să dai dislike. Exact. Da? E mai simplu. E mai algoritm acolo, știi? Da, da, da. Așa, dacă vrei să hate-uiești, hate-uiești în comentarii jos. Pe oraș nu ai scuze, mai ales dacă stai acasă, să n-ai electrică. Și poate și dacă stai la bloc. Poți să-ți faci programul astfel încât să... Nu mă apuc să zic de poluare și de asta, că o să înceapă oamenii că, că tu știi bateriile alea cum sunt produse. Bă, da, aici e bine că nu mai poluezi. Mă, eu pe principiul ăsta merg, ok. Sincer, n-am fost într-o fabrică, nu știu cum se poluie cu mașina, nu știu cum s-a produs mașina asta. Nu știu cum se produce o Tesla. Dar merg pe principiul că din momentul în care ai dat prima cheie, Tesla aia nu mai poluează. Da. Asta poluează. Da. De fiecare dată când e pornită, poluează. Că stau, că merg, poluează. Aia nu mai poluează. Din nou, ce se întâmplă după cu ele, nu pot să bag una în foc cu fiecare cum se dezmembrează, ce se reciclează și ce nu. Înțelegi? Da. Deci, merg și eu pe principiu, frate, cât e pornită, aia nu poluează. Așa. Iar în afară, băi, sincer, dacă aia cu autonomie de 400 km, păi 400 km, ajungi la mare fără stres. Din nou, am înțeles că dacă îi dai 200 ceva pe autostradă, s-ar putea să nu te țină 400, să te țină 100. Băi, dacă mergi legal, eu zic că te duci la mare fără stres. Da. Că prea rar se întâmplă să te duci la mare și să te întorci, gen, gata, am ajuns la mare, am văzut mare, mă întorc. Nu, te duci și, băi, măcar că stai dimineața până seară. Băi, nu știu, băi, eu ți-am zis părerea mea, trebuie să rămâne după mine o... Aici stăm pentru oraș. De oraș. Și pe lângă ea... Zic, de-abia aștept. Știi că chestia aia, că momentan singur serviciu e la Viena, da?
De-abia aștept să fac road trip la Viena și eu. Eu scuză să te duci, că altfel nu găsești timp, nu găsești niciodată. Mai mă apuc să mă duc de nebun, așa e o scopă. Uite, trebuie să mă duc să, nu știu, să spar parbrizul, habarăm. Pentru ce? Ce faci, mă, precum Viena? Păi de ce, mă, apoi pe mine să spar parbrizul la mașină? Da, am un becars. Și că m-ai întrebat cu Q7 de drifturi. Bă, nu știu cât de ușor poți face drifturi cu ăsta, dar sincer aș încerca pe zăpadă, nu știu când o să fie ziua aia din an cu zăpadă la noi. Bă, nu știu. Parcă aș încerca să fac așa cu el. Bă, nu vreau, nu știu ce să zic, adică nu. Eu nu m-aș păca, adică e înaltă, foarte înaltă și am văzut eu niște dobitoci pe... Bă, se roteze 23 ore, sunt curăț, Iisus. Am făcut 2-3 așa, 2-3 ture de generatoriu și după aceea s-a răsurat. Da, da. Și asta ți-am zis cu drepturile cu mașina asta. Da. Nu, dai, de treabă. Micule, te-ai vaccinat? Bă, m-am vaccinat. Așa. Dar, uite, noi acum nu putem mai ști, pentru că înainte să facem acest car vlog, ne-am testat. Am dat și am văzut că am ieșit am de pozitiv. Hai de capul meu! Păi dacă tot am ieșit pozitiv, așa, nu, măcar filmăm. Nu, tati, șef, e negativ. Și... Da, eu acum aștept să fac doza a treia. Deci eu la fel. Eu m-am vaccinat prin aprilie și am zis că cel mai bun, cum să zic eu, îndrumare pe care poți să o ai legat de vaccin e să închizi televizorul. Ar fi bine dacă oamenii ar închide televizorul când se vorbește de vaccin și de pandemie și așa și să se gândească așa, fiecare pentru el. Bă, e un virus, e o boală, e ceva. Bă, dacă o fac e nasol, da? Se moare, adică... Bă, da, se moare. Bă, dacă mă vaccinez, câte cazuri am auzit că au pățit ceva nasol? Bă, poate am auzit, poate n-am auzit. Sau poate am auzit, dar genul un caz, dar nu știu câți. Păi, asta mă închinui și eu să-i explic, bine, acum nu vă zic cu rău toate. Știi cum e? Fiecare face ce vrea. Dar fiecare are viața lui, bă. Dar totuși trăim în aceeași comunitate. Trebuie să te gândești. Și parcă nu mai e ok. Bă, dacă nu vrei tu să-ți faci vaccinul, că nu vrei, bă, măcar poartă mască, frate. Da. În mijloacele de transport. În magazine. Bă, sunt oameni fără măști, frate, și... Dusesc și da. Bă, îmi vine să o mai pun încă 5 rânduri de mâști, să mor eu dacă nu. Da. Adică... Adică mi se pare că lumea complică prea mult chestia asta. Stau să facă diverse scenarii. Să ai, frate, că de fapt masca aia nu te protejează 100%. Să ai, frate, că vaccinul... Uite, poți să ai vaccinul și să faci COVID. Na, prostul, ai făcut degeaba vaccinul. Eu am auzit de la un om că... Frate, nu m-am vaccinat, că cine știe ce am băgat ăștia în vaccin și peste 10 ani nu mai sunt... Bine, frate, măcar uite, mori peste 10 ani. Da, și am zis unul. Băi, din nou, ești doctor? Nu. Nici eu. Adică pozițiile astea că rămân infertil, fac iaguri de sânge. Da, rămân infertil. Vorbesc. Da. Nu mai pot să... Bă, ok, rămân fără asta, da? Bă, dar nu mori. Exact. Nu mori. În chinuri, sufocat. Ai văzut cum se moare de COVID? Sufocat. Da, mă. Că-ți cedează plămânii și te sufoci. Da, mă, frate, și asta... E oribil. Asta am văzut și un prieten. Bine, prieten cu tata, a crescut amândoi. Bă, și omul s-a murit în 2 săptămâni, frate. Foarte cap. Pentru că, na, nici nu era foarte bătân, avea undeva vreo 48 de ani. Și a murit din cauza COVID-ului. Și după aceea s-a dus la țara, la părinții lui. După ce a murit? Nu. S-a dus înainte, că n-a știut care e COVID. S-a dus la țara. E grijă, a murit și tata lui. Tot de COVID. Pentru că e la dat. Pe bun, bă, micuțul are cam ce s-a fost vlogul cu Egnos din noua lui mașina. Eu sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut arzeți și voi acum un like să facem 1000 de like-uri dacă facem asta. E bine? 1000 de like-uri? Da. Dacă facem la asta... Asta e cel mai tare outro aici, nebun la cap.
Dacă facem la ăsta, nu, 9000 de like-uri, Micule. Dacă facem la ăsta 3000 de like-uri. 3000 de like-uri? A făcut ăsta? Așa. Facem drift cu Q7-le. Și ai tâncă zis. Deci 3000 de like-uri și facem drift cu Q7-le. Ai zis? Am zis. Bine. Dar trebuie să fie lumea. Păi, vă rog frumos, faci 3000 de like-uri acolo. Rupe. Să moară zibila mea, nu. Rupeți butonul. Da. Mersi. Îmi vine, mă, băieții. Kisses. Hai, bă, sunt în ceap. Mulțumesc.